Se verifică prezența pe acolo. Danilo Claudia. Reprezentantul Danilo Alexei. Danilo Alexei. Luați loc. Societatea HOS Group. Noi. Pangano Ludmila. Reprezentantul Florin Vasilea și Unocoră. Componența colegiului același care a pronunțat hotărâri pe cauză, dacă vă ascultăm, Danilo, reprezentant. Da, eu știu, a deschis și a închis, dar domnul a depus cereri cu oficial și e filmare. El a spus, reinstanța vă răspunde. Domn Danilo. Nu sunt început încă ședința. Pur și simplu să expune instanța, da sau nu și gata. Sper ca să vină reprezentanți. Sperați, dar sindicatul în cauza este numit pe și la ora 11. Deci acum 11. De la Hyde Park a fost la ora 11. Da, susțineți, da. Cere, susțineți. Părerea dumneavoastră care este. Eu nu susțin cererea, dar în fapt nu are nicio tangență în față de cererea de judecată, de nulitatea tranzacției de fond. Noi nu vorbim de fond. Noi vorbim acum de demersul, de cererea aceasta privind emisiunea ca să fie înregistrate audio, video. Nu să fie respins cererea. Vreau un alt precizier. Dumneavoastră ați citit acolo SRL Alfos Group. SRL Alfos Group, se dosarul în cauză, nu a fost parte în proces. Nu, dar dumneavoastră ați indicat în cererea. Așa, părțile pe dosar. Dumneavoastră ați spus Danilo Claudia, SRL HOS Group, Alcos, sau Alcos, aș scris aici. Ce nici nu v-ați citit? Dumneavoastră i-ați indicat. Da. De ce motiv, dacă știți că nu au fost părți? Deci am solicitat să vie să confirme faptul că nu au fost parte în proces. De atâta și noi cum am anunțat cererea care se examinează, am numit părțile care sunt indicate în cererea dumneavoastră. Și la cerere am concretizat cerințele care nu au fost pronunțate în ședință, decât încă au fost date explicații prezentate probe, conform proceselor verbale al ședințelor de judecată în prima instanță. Noi acum examinăm demersul privind înregistrarea audio-video, după aceasta examinăm și cererea. Colegiul să le tragem în de trebuie dat recuzare, că domnul Vitean e pregătită cu dosarul. Mă, tăi vrut să vii cineva licenziat să filmeze, da? Mai decât s-a vorbit la ProTV, Publica TV și la Hyde Park. Păi ia cam așa zic că Arsenie n-are licență și ați respingă. O să respingă să vii poate domnul Vierar fix la 10-11 aici, până la 11 ceva și a spus să apropie acuși. Dar așteptăm deliberare. Așteptăm mai mult, că atâtea scăci tehnică. Aici au prietetă fixază, numai nu vor să aducă la cunoștință oamenilor, deoarece statul și organizația internațională au cheltuit o sumă de bani cu toată tehnica asta. Urmează măcar la Curtea Supremă să funcționeze, mai mult ca atât în colegi. Posibil. Că și ma ta a auzit de Curtea Supremă și ați funcționează tehnica, dar n-ar stăie pe scaune. Da, precis, ea că este pe scaune.
Doamna referent, și tot timpul așa stă pe scaune tehnică? Să mă tanuiești la curent. Dispune admite înregistrarea audio-video numai la deschiderea ședinței și la pronunțarea hotărârii.